Doamne, mă tot gândesc în continuu că nu mai am idee, efectiv totul s-a dus, simt că trebuie să mă las de YouTube, te rog, Doamne, dă-mi și mie un semn, or... Oi, 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 să-ți dea Dumnezeu sănătate, Doamne. Salve, șacanuri, ce faceți? Salve, se întâmplă, iar e în trending ceva așa ca lumea, mi-ați dat mesaje, m-ați spamat pe toate rețelele de socializare, băi, vrem să faci și tu, mă înțelegi? Băi, vă crești, v-am acceptat provocarea, adică știi cum e, și eu m-aș uita o leacă, că știi, reacțiile mele s-o leacă diferite, mă înțelegi? L-am înșelat cu ta bine, cred! Aia da, aia m-a Da, nu sunt tocmai mândru de asta, dar ăsta sunt eu, cum ar veni și asta face reacția să fie faină, mă înțelegi? Da, voi mesaj, mi-a dat și Andra mesaj să reacționez la piesa ei, nu e ca și cum deja am făcut-o de 347.245 de ori și mi-am pus-o și ringtone, dar mai reacționăm o dată, adică eu mie-mi place. Pentru cei ce nu știu, pe Andra a făcut o melodie, că lumea strică generația, mă înțelegi, și așa, într-o oarecare ironie se întâmplă ca ea să facă asta deja, asta e trendul, că ea zice ceva și totuși ea face, știi, că acum e la modă, că nu e la modă cum sună, că nu sună bine deloc, asta e la modă. Eu v-am zis că vă accept provocarea, dar dacă îmi dă videoclipul jos e din cauza voastră și a ei, da, hai să vedem. Totuși vreau să lași un like pentru că sunt cam ultimul care face asta și sper să termin, știi, eu vreau să termin așa, știi, un happy ending cum ar veni, știi, eu să fiu un de la fain care râde și se termină tot, Doamne. Îmi pun căștile și văd o frumoasă adormită cum stă aici. Nu, începe clipul foarte frumos, nu mă înțelege. Deci eu, uite, eu îi dau și like. Nu văd like-ul, dar eu l-am dat, mă înțeleg. Eu-s băiat bun. Hai să vedem, Doamne ajută, eu vă zic de acum, dacă oprez videoclipul, nu-i vina mea. Deci dacă voi îmi ziceți că eu nu pot să oprez video, eu ăsta să, deci eu trebuie să oprez videoclipul din două în două secunde, să comentez sau să râd. Tocmai de astea, reacțiile mele nu sunt ca celelalte, stau așa și mă uit la videoclip, dar îmi place cum a fost, nu place cum a pus scaunul ăla acolo, chiar nu are rost, ce să facă scaunul ăla acolo. Râdem, frate, hai să vedem, Doamne ajută, nu dau la maxim, că după îmi transpiră și urechile, e ok. Ia stai că-mi place faza asta. Ah. Vă rog eu înainte să, vă rog eu frumos, că eu chiar vă rog, deci vă rog eu o secundă, vă rog eu frumos să așteptați aici, o singură secundă, gata, o secundă, asta-i, tati, oh my gosh, hai să continuăm, că-mi place tare. Hai, dă-i, tare. Rupă-mă. Hai să vedem, se vede. Dimineața eu deschid netul, nu pot să întreb ce văd. Oh. A postat Shelly, a postat nimic, chiar că nu mai suport. Da, nici nu mai suport. Nu, că mă doare aici. Mai vin, ascultam un pic pe Andrușca, serios. Bine, sunt vorbite chestiile astea, adică e la modul... Ia, bă, Shelly, vezi că fac o melodie, bă, dar te rup, bă, dar... Bă, știi cum ți-o zic? Ți-o zic și... Bă, și de mine, bă, zic și de proasta aia, bă, că mama se enerva, mă. Trebuie să vă dau un bif, bă, că vine vara, vine cum să nu lăsăm o vară fără să facem un bif, da, mă, încolo. Mă rog, au fost vorbite toate chestiile astea, ăla când a făcut videoclip, știi, eu zis, iar s-a atacat între ei, mie place doar să râd, e ok, nu mă bag, mie place să râd, sunt aici să râd, e ok. Hai, gata, dai, scuze. A postat Shelly, a postat nimic, chiar că nu mai suport. Și acum ia, nu v-ați saturat, înger. Frate, la voi se uită și copii. Ei. Să fiți în trending, să faceți view-uri, băi. Voi vă dați seama că stricați o generație. Ei, no. Da, da. Inspirație. No, ia să văd. Mi-am șters aplicația de Musical.ly, colecția mea de squishy, ok? Personal cover, nu știu ce înseamnă. Explică poza, băi, ești nebun. Cred că a fost gândită treaba asta, du-te pe de aici. Bă, stai acolo. Am înțeles, bă, hai. Ok. Postați și prinde și nu aveți inspirație. Același ritm, același mesuri de prostul. Exact. Exact.
spune cumva opriți-vă din acest... Stai mă, că are subtitrări aici, ești prost, stai aici. Opriți-vă din acest show. Dacă ai auzit vreodată versul de prost grus, nu știu cum poți să pui acest show, nu din show-ul acesta. Am înțeles că e o greșeală eminesciană, pot spune așa, e o licență poetică, bineînțeles, pentru că poeta noastră are dreptul să facă aceste numite licențe istorice, poetice, cum vrea să le spună. Dar e ok, dar n-am spus cu subtitrare că... Mamă, săracii copii ăștia. Ia uite, bă, săracu, bă, vină, bă, copiile, bă. Mă gândesc ce le-o fi zis. Cine pare mai uimit în secvența asta, primește el 7 ăla. Sau ce e la iPhone, eu știu. Bă, ce... Da, e bine, eu dormi telefonul ăla. Da, nu știu, mi se pare ipocrizie totală să faci așa ceva. De ce nu faci, de ce nimeni nu face, de ce n-am auzit un YouTuber care să facă o melodie să unde să atace, nu știu, să zic politica României, să zicem, să vadă oamenii ăștia care ne conduc. De ce nu fac asta? De ce n-am văzut să facă, nu știu, o melodie despre problema poluării, despre încălzirea globală? De ce fac, că morți, mă, de ce putem, mă, tu, fără inspirație? Mă, cum mă să poți? Dă-i Gogani! Așa. Faci, mă, scrie pe ureche, mă. Da, e... Adevărat. Face show, ei, nu vă mai forțați, ei. Dar m-am plictisit. A, deci de acum numai asta-i? Voi ăștia care faceți vloguri și tot felul de melodii care nu și-au locul. S-a uitat la mine? Nu vă gândiți la ce la mine. Mintea copiilor no, care îi urmăresc? Hai să nu ne mai gândim doar la cifre. Mă ia că râde dacă mă uit așa la el, dar mă că nu râde. Păi cum? Că stricați o generație. Sem, exclamare. Așa. Ați recordat vreo 3 telefoane. Înseamnă educație. Adevărat. Adevărat. Și nu vă mai forțați. Copii în jură fac mișto. Să mor tu, că de-acum un minut numai așa e. Atât? S-a terminat? No, cred că s-o pușă de ăla la sfârșit. Spune și mie, de ce ai face așa ceva? Oprește melodia aici, uite, după directed cu Gogan cu ăsta, oprește. Nu, și aici mai vine. Fai, deci nu pot să-mi downlandez melodia asta, că în loc să te termine acolo cu generație, mai vine odată. Uite, canale cu personal cover aici, cu musical, dar nu-mi place, bă. Trebuie să-mi odată mai demult, am mai făcut un video cu oprește Teandra. Asta cred că o să fie oprește Teandra hashtag 2, adică talpă 2, cum ar veni, că e mult, e too much, cum ar veni. Da, îmi pare rău, eu credeam că într-un minut mai bagă ăștia o strofă, dar văd că nu mai băgat, o lăsat așa, cu o blurate fundal, nu, și ce să vă zic eu drept, noi suntem proști, de fapt, noi ăștia, nu ăia cu care a vorbit, adică, băi, ăsta, vezi că zic eu ceva despre tine, alo, da, vezi că zic și despre tine, da, fă reacție la mine, zi de banii aia, zi așa. Am zis, noi suntem proști că îi facem vizualizări, adică noi o promovăm, ăsta au fost și scopul ei, ți-am zis, ea la început o pus acolo în descriere, că cine reacționează la piesă primește un iPhone 7 Plus, S, morți, răniți, alea de alea, cu plus, cu el. Mie mi-a făcut o plăcere, ce, mie îmi place să râd la video, eu asta fac, eu nu sunt influencer, uite, vezi, acest mesajul nostru pentru influencer, eu nu sunt influencer, eu sunt laughlancer, eu nu influențez pe nimeni, eu nu fac nimic. Vrei să fii influencer, da? Vrei plasare de produse? Ia, spune-mi, ce e acolo, ha? Ce firmă e acolo? Zi-mi și mie, ce firmă e acolo? Adevărat că am terminat cu asta, nu,
stop joc, nu mai, nu, e, mie mi s-a terminat, mie, e până aici, e un pic, dacă mi-ating aici beregata, știi cum e, op, nu mai pot, s-a terminat, a ajuns până aici. Cam ăsta au fost videoclipul, mă rog, sau ce-au fost 2 minute, că celălalt minut o stat degeaba, deci 2 minute, dintre care 1 minut jumate refrenul, nu vă dați seama așa, mă trezesc dimineață, am înțeles, da, e, merge, piesa, serios, mi-a pus o ritm, m-am zis, cum am zis, eu vreau să fiu ăla cu happy ending, așa că nu mai zic absolut nimic și zic, babă. Preocupat și singur boala zilelor noastre. Supra-informat îndrăgostit de fantasme. Sunt topografic, nu mă pierd cu firea niciodată. Gheret, privesc de sus ca o hartă. Negarea-i prima libertate, a minții o revino. Îmi bag pula în simetrie ca Greg Valentino. Sunt făcut să carmolos, nu știu că...